Se de Brăila prin vocea domnului primar Marian Dragomir inoculează ideea că tot ce merge greșit în municipiul Brăila din punct de vedere al administrației locale revine numai, este numai vina consilierilor liberali. Am văzut la penultima ședință că am fost destul de urât admonestați de domnul primar că nu am votat programul de majorare a prețului apei în municipiul Brăila. Bineînțeles că dânsul a venit cu promisiunea că PSD Brăila nu va majora prețul apei la aceste cote, dar numai dacă va fi în continuare ales domnul Marian Dragomir primar. În schimb, PSD, atât la nivel local, cât și la nivel național, au o ostentație pentru o singură întrebare. Dacă vor crește pensiile cu 40%? Și o pun zi de zi, ceas de ceas, această întrebare. Eu pun altfel întrebarea. Dacă dânșii ne spun că nu vor respecta o lege locală, o hotărâre de Consiliu Local, cum putem fi de acord că ei induc ideea că nu va fi respectată o lege la nivel național? Când banii sunt prevăzuți pentru majorarea de pensii? Când lucrurile sunt clare pe această speță. Partidul Social Democrat ne-a învățat în decursul a 30 de ani, de când conduc atât de bine și de eficient județul și municipiul Brăila, că se țin de promisiuni. Știm și știți și dumneavoastră că au rebranduit Brăila. Ne aducem aminte de fastuosul program după alegerea domnului Aurel Gabriel Simionescu în funcția de primar, rebranding Brăila. Și au rebranduit Brăila, o vedem cu toții, zi de zi, da? Au reușit, putem să spunem că au reușit. Brăila devine, pe zi ce trece, un mare muzeu, dar fără turiști, fără vizitatori, cu un număr din ce în ce mai mic de copii. Și atunci ar trebui să ne punem întrebarea. Oare cei care vor mai vota la alegerile locale continuă să creadă în minciunile frumoase, elegante ale Partidului Social Democrat în continuare? Sau vor alege să vadă crudul adevăr?